Bună seara și bun găsit la știri. Crește numărul deceselor la Iași din cauza virusului SARS-CoV-2 în asociere cu alte boli. Ieri s-a stins un bărbat în vârstă de 46 de ani, depistat pozitiv miercuri. Bărbatul suferea de hipertensiune arterială, diabet zaharat și de obezitate. Tot ieri a fost confirmată moartea unui bărbat în vârstă de 54 de ani, depistat pozitiv în data de 16 mai. Acesta era dependent de dializă. De la începutul pandemiei pandemiei, 32 de ieșeni au decedat. Numărul cazurilor pozitive a ajuns la 430. În ultimele 24 de ore, doar două persoane au fost confirmate de coronavirus.